Păi, la teatru a fost esențial. Orice, actoria e o chestie care acumulează lucruri. Pentru că niciodată nu ai un personaj fix. Trebuie să știi să lucrezi și la un calculator, trebuie să și citești niște lucruri ca să poți să jonglezi cu niște, și să înțelegi niște anumite noțiuni cu care... De pildă, dacă ai jucat, ai de jucat Hamlet, Hamletul vine de la Wittenberg, care e o facultate, te știi filozofie, te știi niște lucruri. În clipa în care le pronunți, să nu le pronunți papagalice, să se știi măcar cât de cât sensul lor. În actorie folosești absolut tot. Ori muzica este esențială, pentru că există ritmul scenei, cum să te încadrezi într-o scenă, cum să, într-un grup, cum să nu ieși în aparte, în, cum să spun, să nu suni acordat cu grupul respectiv. Adică e un anumit tip de disciplină. Cu cât de nedisciplinat sunt eu ca persoană, m-a disciplinat teribil asta, pentru că actoria e ca o armată. Dacă nu, tu poți dai câși aiurea, pentru că strici și spectacolul, enervezi și colegii tăi și nu iese produsul bun. Și atunci absolut orice, e vorba de disciplină. Ori muzica înseamnă disciplină. Adică înseamnă studiu de zeci de ore, zeci de sute, mii de ore. Performanța nu se face decât cu studiu. Și în absolut orice. Vorbesc de performanță sportivă, de absolut orice fel de performanță. Nu poți să inventezi ceva în chimie dacă nu faci chimie. Dacă nu faci chestiile alea, n-ai cum, nu se poate. În primul rând trebuie să fii propriul tău antrenor, adică instrumentarul cu care lucrezi și asta trebuie să fie cât mai mare și mai variat. Ești tu, acumulezi lucruri, nu le ții minte, te interesează, nu treci ca gâsca prin apă. Lucrurile se întâmplă, suntem înconjurați de întâmplări, de fapte, de povești minunate și dacă nu ne uităm la ele, trec pe lângă noi. Mi-a spus cineva o chestie foarte frumoasă. De pildă, vara trecută n-are nicio vină. Ea a fost tot frumoasă. Dacă ai fost tu tâmpit și te-ai uitat în telefon, ea a trecut pe lângă tine, dar ea a fost frumoasă. Nu e vina ei. E vina ta că ești neatent. Da, dar era așa un vis, așa, nebunie. Nu credeam. Vreau să dau la medicină, am zis, am fost olimpic la anatomie, eram chiar bun. Și am făcut un switch așa dintr-o dată că la o fază, cred că faza pe Moldova, cred. Am făcut o teză foarte bună, că pe vremea aia noi, ca liceu de științe ale naturii, făceam practică la morgă. Și m-am dus special ca să văd cum arată om. Și am făcut o teză foarte bună, pentru că știu, îmi tăiasem chestiile alea cu mâna mea, le știam cum arată, le-am desenat cum. Și am luat o notă mică, 40 ceva. Și m-am dus să întreb, ca să văd ce am greșit, că credeam că am făcut bine. Să răsturnasem un soi de... Și am zis, nu, teza este excepțională, teza e de anul 2 de facultate. Păi de ce 4? Că nu e ca în carte. Și a fost la gura mea. Adică dacă e o agramatism acolo, trebuie să-l învăț papagalicește doar ca să fie ca în carte. N-aveți nevoie de schimbare, de noutate, de... Și m-am enervat și am dat cu medicina de pământ. După aia, normal, copil de plasticien, era vreun și talentat, am pus și sculptură vreo 3 ani. După plasticien, nu mai am orgoliu meu, nu mai mă fac la plastician ca voi. Și am zis, mă duc la tot. Și m-am pregătit la Bacău cu un fel de unii de-al meu, mă rog, căsătorit cu o vară, o chestie mai complicată. Și la facultate am luat prima, armata și m-am trezit la teatru. Descurajat nu cred că niciunul. Sau am un soi de nesimțire. Când cineva vrea să mă descurajeze, eu merg oricum înainte. Nu-mi pasă. Adică când văd că eu că simt răutatea, cu asta mă ocup, cu minciuna. Cu minciuna paradoxală de pe scenă, cu asta mă ocup. Și atunci o depistez imediat. Pentru că oamenii joacă prost. Începând cu politicienii. Se vede clar că spun un text. Și îți spun uneori și foarte, foarte prost. În primul rând că am avut trei profesori uriași în care unul ne-a fost și frate și Adrian Pintea, Dumnezeu să ierte, doamna Olga Tudorache, Dumnezeu să ierte și pe ea, mare actor în primul rând. Și am mai avut și pe Marcel Iureș foarte mult. Cum să n-ai nevoie de modele? Cum să nu poți să crești singur? N-ai cum. Trebuie să vezi, să vezi teatru de bună calitate, să vezi film de bună calitate. Nu vreau să vorbesc cu ce halal. Pentru că la un moment dat, de-aia e castigat ridendo mores. Prin râs să câștigăm pentru morală, e o chestie. Oamenii au dispărut religiile morale și atunci te bazezi pe niște TikTok-uri și niște imbecili. Oamenii care își dau cu Tesla undeva și
și râdem ca proștilor, niște chestii de... Și dispare încet, încet, știi? Ai nevoie de regizor. Nu se poate fără. Am încercat și noi să faci. Noi avem altfel de... Vezi? La ei e păcatul mai mare, că ei transformă lumea. Dar trebuie să-l crezi pe cuvânt. Singura chestie cu care nu sunt de acord, cu regizorii care nu-și dau seama că lucrează cu un aluat uman. Ești copil în fundul gol pe scenă, trebuie să ia cineva să te împlinești. Și în clipa în care, hai domne, fă chestia, mamă, îți vine să-l omori, pentru că pui încetişor, încă nu cunoști lucrurile, eu nu-ți cunosc. Uite, tu dacă îmi povestești, am fost la munte, în capul tău e un munte, unde ai fost, și în capul meu e cu totul alt munte. Știi? Adică eu văd un alt munte și atunci du-mă pe muntele tău, dar explică-mi unde e. Știi? Și cum arată, dar dacă pur și simplu te bazezi pe o imaginație mea, mie îmi place de pildă când repet, să fac 20 de variante, 30, 50 de variante și stabilim de comun acord care îți place. Îmi place să mă joc, e o jucărie nouă, personajul respectiv, și îmi întorc cu tot. Uneori din cauza asta nici nu iau, uite, de pildă la probe de film, de aia nu iau, că îmi cere să-mi facă toate și să sperie omul ăla. Acum trebuie să fim minimaliști, să fim așa, sensimente așa, te vezi, fac. Joc cu urechea, chestii. Eu sunt mai expansiv, dar alea le pot băga înapoi. Asta nu înțelege nimeni. Ca un sertar, scoți, vezi toate nebunia și le pui la loc. Toți avem. Toți avem. Nu, aplauze îmi plac mai puțin. Hai să râzi. Îmi place liniștea aia când toți respirează cu tine. Și sunt rare lucruri. Adică trebuie să muncești mult ca să avem asta. Aplauzele înseamnă punctuație. Mamă, ce mișto! Și iau de la capăt. E momentul când... Vezi că aștept să întâmple ceva? Mamă, și atunci e foarte frumos asta. Adică aici o să atinge paradoxul despre actora lui Diderot. Asta e foarte frumos. Un semestru și m-am lăsat. Ceream prea mult. Eram foarte drastic, exigent. Că știu cât de greu e să ajungi. Dacă o faci doar din palmares sau din hachiță, n-are sens. Pierzi timpul. Mai bine am putea apuși de altceva. Pare facil, nu e deloc. De ce m-am lăsat de vioară? N-am talent. Pedagogia e un talent. Ca oricare altul. Aș putea fi consultant, vă pun din experiență să spun anumite lucruri. Dar ca să pot să o iau așa de la capăt, să am o metodă, sigur că aș învăța-o și pe asta, că toate se învață pe lumea asta, dar ca și când am fost director, prețul e prea mare. Ar trebui să renunț la scândură și la asta. La asta nu pot. Simți. Ești în mijlocul vulcanului, când sunt și mort. Nu vezi că ești cu becurile la noi, dar asta e cu totul altceva. Dar o simți, ești tot timpul prezent. Ești, practic, ești organul lor de simț. Practic, ei văd acum lumea prin ochii tăi și încearcă să trăiască lumea cu tot cu tine. Și tu accelerai propria lor energie și o dai de 100 de ori mai tare. Sigur că e epuizant asta. Dar asta înseamnă talent. Care nu e o constantă. Nu știu, nu-mi pun problemă, nu mă gândesc la asta, merg înainte. Carpe diem, îmi văd de clipa asta, nici nu pot să trăiesc dintr-un trecut și nici nu-mi fac griji de viitor, că oricum vine. Știi? Și atunci mă bazez pe ce va fi. Și atunci mai bine sunt atent la ce se întâmplă, mai bine sunt atent la tot și la toate și atunci când vine o chestie, sunt complet acolo și aici. Sunt în clipa asta, acum și aici, în povestea asta.